emisiune electorală de promovare. Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, emisiunea electorală de promovare a candidaților care și-au arătat intenția de a veni în fața dumneavoastră și de a vă răspunde, prin intermediul nostru, anumitor întrebări cu privire la modul în care își doresc să dezvolte comunitatea pe care ar urma, dacă în data de 9 iunie le veți oferi votul de încredere, să o dezvolte pentru binele comunității, pentru binele tuturor. Oamenii discută din ce în ce mai mult despre schimbare, discută despre proiectele pe care și le doresc a fi implementate într-un timp cât mai scurt, dacă se poate, pentru că la capitolul răbdare oamenii au început să stea din ce în ce mai prost. Astăzi discutăm despre municipiul Deva, discutăm despre proiectele pe care Alianța pentru Unirea Românilor le are pentru viitor. Astăzi, alături de mine în platoul emisiunii noastre, se află domnul Ioan Emanuel Cleș, candidat AUR pentru funcția de consilier local al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am regăsit! Și domnul Răzvan Cosmin Mareș, candidat AUR pentru funcția de consilier local al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați revenit! Să rămâne, bine v-am regăsit! Suntem la mijlocul campaniei electorale. Dacă ar fi să trageți așa câteva concluzii acum după primele două săptămâni, cam care ar fi acestea și în urma discuțiilor pe care le-ați avut și cu oamenii în teren, dar și în ceea ce privește contracandidații dumneavoastră? Am să încep prin a vă spune că după două săptămâni văd că sunt multe răspunsuri care cetățenii le așteaptă de la actuala administrație publică. Este inexistent în teren, este inexistent răspunsul lor la zecile de întrebări pe care devenii și le pun cu privire la tot ceea ce au nerealizat în municipiul Deva. Și eu am câteva întrebări care vreau să le adresez actualului edil, în așa fel încât să fie într-adevăr o transparență și oamenii să poată să aleagă în cunoștință de cauză. Tot se lăuda dânsul cu transparența de care dă dovadă și eu aș adresa public prin intermediul dumneavoastră, îi și fac invitația la o dezbatere pe probleme de Consiliul Local și de Primărie să vină, dacă are curajul, să stăm de vorbă față în față într-o emisiune, în așa fel încât să putem răspunde la aceleași întrebări pe care dumneavoastră le adresați, să vadă deveni puncte de vedere diferite. Întrebarea pe care eu o adresez public actualul edil, va trebui să clarifici odată și odată problema acestei somptoase vile în care stă. A cui este vila respectivă, cât plătește chirie și impozit pe această somptoasă casă în unul dintre cele mai bune cartiere ale Devei? Și doi, domnule primar, răspundeți devenilor și spuneți-le care este adevărata dumneavoastră avere și a familiei, pentru că în declarația de avere apare că nu aveți aproape nimic. Spuneți-le devenilor câți bani sunt în conturile firmei soției dumneavoastră, în conturile soției și ceea ce reprezintă familia dumneavoastră. Este important de știut, pentru că știm prea bine cât aveați când ați intrat în primărie și cât aveți acum. Sunt două întrebări publice care eu aștept răspunsul și cred că devenii așteaptă răspunsul, pentru că multă lume ne-a întrebat, domnule, că știți, e și o vorbă, bogatul sau săracul primar bogat. E important să știe devenii aceste lucruri, pentru că este inadmisibil ce s-a întâmplat în aceste 7 ani de zile în municipiul Deva. Domnule Mareș, vă reamintesc că aceasta este o emisiune electorală de promovare a dumneavoastră, a ideilor pe care le aveți pentru dezvoltarea acestei comunități. Cine, cum reușește să-și plătească chiria sau în ce locuințe stau, asta este o altă problemă. Sunt de acord problemă cu dumneavoastră, dar merită să afle aceste răspunsuri, merită să li se răspundă, pentru că dacă dăm dovadă de transparență, haide să nu mai fim ipocriți sau să nu mai fie ipocriți și să vină să spună lucrurile astea. De ce se ferește că e bogat? Nu este o rușine să fii nici sărac, nici bogat. Dar să stai pe o munte de bani și să vii și să spui că tu nu ai nimic, mi se pare puțin meschin.
Afectează în vreun fel calitatea vieții acestui oraș? Afectează ca și transparență decizională, pentru că acei bani, uitați-vă ce s-a întâmplat cu lucrările din ultimii ani de zile, a apărut în presă, ați publicat dumneavoastră, ați dat pe posturi de televiziune, că se câștigă firmele unde acționar este soția actualului edil, câștigă lucrări după lucrări. Păi, de ce n-a câștigat aceste? Acest păi bineînțeles că avem dovezi atât ce ați publicat chiar dumneavoastră și au apărut în presă, au apărut în spațiu online. Sunt o grămadă de dovezi în acest sens. Deveni cunosc lucrurile astea. Păi și să vii și să spui acum că alții sunt de vină pentru toate nerealizările, mi se pare chiar frustrant din partea lui. Noi am venit cu proiecte, le-am explicat împreună cu colegii mei tot ce vrem să facem, dar cred că acum la mijlocul campaniei este o datorie morală a actualului edil să vină să spună și el adevărul în fața dumneavoastră. Domnule Clej, spunea puțin mai devreme domnul Mareș despre proiecte, despre ceea ce vă doriți pentru comunitatea deveană și pentru localitățile care sunt arondate acestui municipiu, pentru că nu este doar Deva, mai sunt câteva localități care trebuie luate în calcul atunci când vine vorba despre proiecte, despre dezvoltare și despre bunăstarea oamenilor. Așadar, repet, fiind o emisiune electorală de promovare, ar fi bine să treceți în revistă și câteva dintre obiectivele pe care vi le doriți pentru această comunitate, dacă în data de 9 iunie oamenii vă vor oferi votul de încredere. Mă prezint în fața devenilor cu crezul meu că în Deva se poate. Și eu cred că în Deva putem să facem în așa fel încât ca lucrurile să meargă bine, să ieșim din regres și să intrăm în progres într-o nouă etapă, începând cu anul 2024, în care să recuperăm din decalajul în care ne-au adus actualii guvernanți locali. Și spuneați la începutul emisiunii că suntem la jumătatea campaniei electorale. Vreau să vă spun că în toată această perioadă am fost prin cartierele municipiului Deva, pe străzi, am discutat cu foarte multe persoane, cu foarte mulți cetățeni și mi-am notat parte din nemulțumirile pe care aceștia le au și ni le-au comunicat cu privire la administrația publică locală. Am observat și sunt în asentimentul celor care mi-au semnalat că telecabina încă nu funcționează. Este un lucru agravant, este o situație nemai întâlnită, cred, în țară, ca după 3 ani și jumătate de lucrări de intervenții la modernizarea unui obiectiv turistic, oarecum, telecabina, după ce ai făcut recepția, după ce ai plătit 4 milioane de euro, telecabina să nu funcționeze. Deci este principala preocupare pe care o voi avea și voi cere un audit. Eu cred că domnului primar Nicolae Oancea nu este frică neapărat că pierde primăria, ci mai mult decât atât, eu cred că este frică de ceea ce vom putea să scoatem de ceea ce se întâmplă în primărie. Acum, nu cred că este mai preocupat de starea financiară, pentru că s-a reglat, o știu toți devenii, mă refer din punct de vedere financiar. Cred că principala lui temere este să nu ajungă Clej în Consiliul Local sau, Doamne ferește, să poată să aibă acces la informațiile pe care le-a cerut în enumărate rânduri, dar care nu mi-au fost puse la dispoziție, tocmai din anumite considerente. Telecabina este un punct cheie asupra căruia voi insista și mă refer aici strict la modul cum s-a făcut recepția, care au fost firmele, cum s-a monitorizat executarea lucrărilor, cum s-au făcut plățile, în ce conturi și după aceea, evident, având acces la aceste informații la care astăzi n-am accesul, le voi face și publice și voi, dacă situația o va impune, voi semnala și instituțiile abilitate să vină să opineze dacă situațiile sunt sau nu conforme. Unii mai mult dintre cei care ne urmăresc poate vor spune că și dumneavoastră, dacă ați fi fost primar sau consilier local, poate ați fi făcut lucrurile la fel. De ce? De ce ar crede oamenii că sunteți diferiți? Acum, eu vreau să spun celor care ar putea să gândească altfel că oamenii suntem diferiți de la naștere, suntem diferiți în educația pe care avem, suntem diferiți prin modul cum ne raportăm la alte persoane când ne contrazic, suntem diferiți prin modul de a reacționa atunci când o persoană ne spune adevărul și acel adevăr indică că am greșit și că am comis o neconformitate. Ce pot să zic?
nu cred că cineva este identic cu altă persoană și eu cred că la fel de slab primar precum este domnul Nicolae Florin Doancea, nu doar că nu a avut municipiul Deva, nu mai există în județul Hunedoara și în țară. Dar ea este o opinie personală asupra căruia am pus o etichetă hashtag primarul zero, care văd că este diseminată și îmbrățișată de cât mai mulți deveni. Pare să că și acolo aș avea un mare strop de adevăr. Dar vreau să vă mai spun câteva aspecte pe care le-am constatat prin cartiere și care mi-au fost transmise și asupra căruia voi veghea ca ele să intre în normalitate. Iluminatul public este ineficient. Sunt foarte multe zone din municipiul Deva unde iluminatul public lasă de dorit. Șantierele sunt începute, întârziate și nefinalizate. Creează disconfort, dar nu ne putem bate joc de, știu eu, de calitatea vieții oamenilor, lăsând un șantier de izbeliște. Trebuie ca un consilier local sau un viceprimar sau chiar primarul să meargă pe șantier, să constate care este stadiul de avansare a proiectului și să-l accelereze. Sunt foarte mulți oameni care s-au plâns de faptul ceea ce am spus de foarte multe ori, că fondurile europene pe de-o parte au fost ratate, nu s-au depus proiecte, iar și cele care au fost câștigate au fost implementate, adică ajungem în diferite faze de etapizare a lor sau de a le suporta din buget propriu. Nu mai spun despre pista de atletism, care din 2020 este abandonată și nici până astăzi n-am reușit să avem o reatribuire a contractului de lucrări ca să intre în normalitate. Nu mai spun de faptul că mi s-a remarcat faptul cea mai mare minciună electorală al actualului primar din 2020 este sala polivalentă, care o spuneam și atunci, o spun și acum, este o gogoașă care a fost cum să spun eu, prezentată ca fiind o ambiție personală a primarului. Ea este și astăzi doar la nivel de pot să spun minciună. Ceea ce spui că faci și nu faci este o minciună. Locurile de parcare mi-au fost semnalate că sunt insuficiente, sunt foarte greu accesibile prin modul de a implica asociația de locatari și mai mult decât atât sunt foarte mulți oameni care se arată nemulțumiți de taxele pe care le plătesc pentru un loc de parcare. Voi propune în Consiliul Local să gândim un regulament nou de a avea acces la locuri de parcare să fie mult mai accesibile și mult mai ieftine. În ceea ce privește locurile de muncă slab remunerate, cred că aici trebuie să dinamizăm foarte mult și chiar să regândim compartimentul de investitori, pentru că este insuficient să punem o plăcuță în diferite locații ale orașului, în care spunem că Deva este oraș învrățit cu Aras, fără să avem un schimb de experiență, fără să avem, dacă spun eu, un ministru de extern, un ambasador local care să meargă și să aducă investitori și să facă facilități pentru a genera locuri de muncă, dar nu plătite cu minim pe economie și bonuri de masă, cum sunt foarte multe în Deva. Vrem să creștem calitatea vieții prin a duce la o creștere a veniturilor salariale. Oamenii se plâng și vă transmit ceea ce am receptat în aceste două săptămâni. E vorba despre locurile de joacă care sunt neamenajate. Vedem acum această pledoarie a primarului, că spune că a făcut un loc de joacă. Da, este 1 din 41. Și la loto din 6 din 49 sunt 6 numere norocoase. În Deva este doar un loc de joacă unde copiii pot să se bucure cu adevărat de ceea ce înseamnă bucuria copilăriei, adică distracția, amuzamentul, joaca. Trebuie să ne preocupăm de cele 40 care au rămas în paragină. Avem echipa de fotbal, este un regret al devenilor că rămâne tot la nivel de divizii C în ultimii 4 ani și n-a făcut nici măcar un pas, adică să mergem în divizia B. La fel sunt foarte mulți oameni care sunt nemulțumiți de faptul că futsalul încă lasă de dorit. Mi s-au spus și mi s-a transmis și chiar așa este, că erau performanțe mai notabile când era administrată în regie privată decât în momentul în care a fost preluată de primăria municipiului Deva, chiar dacă bugetul a crescut exponențial. Adică a crescut bugetul, banii pe care i-a băgat la echipă, dar echipa nu mai are aceleași performanțe. Nu mai vorbesc despre handbal, unde nu reușim să promovăm și mai am câteva și vă rog. Foarte multe lucruri mi s-au semnalat cu privire la angajarea pe nepotism, spune ei, sau pe fără criterii competitive și concurențiale în cadrul CSM și mai mult decât atât grila de salarizare a unor persoane care fie n-au pregătirea, fie n-au preocuparea, fie n-au rezultate. Este imposibil să plătim unui cercetător sportiv 3.500 de euro în fiecare lună pentru a face cercetare sportivă la CSM Deva. Stau și mă întreb, Corvinul Hunedoara, care joacă în Euroleague, a avut cercetător sportiv? Și dacă a avut, câți bani a plătit un astfel de angajat? Cred că lucrurile se puteau întâmpla mult mai bine și la CSM și rezultatele erau altele. Bazinul de not olimpic,
întârzie să apară. Strandul de Deva este prost administrat, știm că au fost momente în toiul verii când ba n-am avut, se ducea vopseaua, ba au venit instituții de abilitate care au constatat faptul că sănătatea celor care utilizează acele bazine era pusă în pericol. Platforme de gunoi nefuncționale și o problemă cu care, chiar dacă nu privește viața noastră, ne asigură oarecum liniștea și bucuria celor care am fost, mă refer la cimitirul Bejan, care este administrat nesatisfăcător, mulți spun că este în paragină și asupra tuturor acestor neconformități, atât eu, cât și Răzvan Mareș, cât și domnul Ionașcu, cât și toți colegii de la AUR, ne vom preocupa ca ele să fie o normalitate. Pentru că ele sunt probleme care vin din comunitate, sunt cerute de cetățenii municipiului Deva care plătesc impozite și taxe și de care eu și Răzvan ne vom preocupa ca ele să nu mai existe pe agenda publică, adică să fie soluționate. Ați prezentat în minutele acestea câteva dintre problemele pe care vi le-au semnalat oamenii, spuneați, doar că cu siguranță și oamenii își doresc să vadă care sunt soluțiile pe care le aveți pentru aceste probleme, cu ce veniți în plus, poate față de alți contracandidați de dumneavoastră. Am să vă răspund la întrebarea adresată acum 15 minute și eu prin faptul că cu ce suntem, ați întrebat dumneavoastră cu ce suntem diferiți. Păi, haideți să vă spun, eu știți prea bine cât am fost viceprimar al municipiului Deva, am fost atipic și diferit față de viceprimarii de adinioară sau dinaintea mea. Am fost primul care am făcut acele audiențe în aer liber și cred că un ales local, indiferent că este primar sau consilier local, trebuie să fie prezent între oameni și să ducă problemele oamenilor în consiliul local sau, dacă este administrativ, primar, să rezolve acele probleme. Am realizat împreună cu echipa de atunci, cu Mircea Muntean, proiecte de zeci de milioane de euro pentru Deva. Iluminatul public stradal, care s-a renunțat la el. Și proiectul acum avem în Deva proiecte de milioane de euro, nu? Care, da, sunt proiecte de milioane de euro, dar diferența este că în acea perioadă de scurtă, de un an jumate, cât am fost noi la conducerea primăriei, proiectele au fost semnate, banii erau aproape veniți, doar trebuia să se pună în practică. S-a întâmplat ca partidele comasate să mă locuiască în 2018, în anul centenarului, punând un alt viceprimar. De ce? Pentru că Mareș era dintr-un partid mic, Mareș făcea treabă pentru Deva, iar lor nu le-a convenit acest lucru. Eu am să revin puțin asupra ceea ce ne spun oamenii în cartierele Devei. Mergem zilnic, dimineața, seara, suntem prezenți între oameni și noi nu suntem prezenți doar acum între oameni. Emanuel Cleș, când a fost consilier local, a mers și a rezolvat multe dintre problemele cetățenilor Devei. A fost prezent la solicitările lor. Și eu, fără a mă expune foarte mult în mediul online, să știți că am încercat să ajut sau măcar să dau sfatul oamenilor. Oamenii și în general încercăm să ne păstrăm identitatea românească. Și îmi spuneau în drumurile noastre, domnule, nu este normal să vină comunitatea europeană să-ți impună să nu mai produci tradiționala țuică românească, să-ți ia cazanul din curte și să-l înlocuiască peste câțiva ani cu o distilărie scoțiană, să vină să producă ei celebra băutură care se produce în Scoția și noi să nu mai avem pălinca noastră, țuica noastră. Românul cu asta este învățat. Nu este normal ca porcul, care îl tăiem de Crăciun, care cât de sărași suntem toți, dar măcar punem bani cu bani și două familii ne unim și cumpărăm un porc, să ne oblige să ducem să facem mezerurile care le-am învățat din bunici și din moși strămoși, să-l facem doar într-o fabrică autorizată. Vedeți că și comunitatea europeană îți dă cu o mână și ți-a cu două. Noi, Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, milităm pentru tot ceea ce este românesc. Milităm pentru tot ceea ce și ne dorim ca românul să fie mândru în țara lui, să poată să ia decizii, iar toate obiceiurile, tot ceea ce este românește, să rămână și să nu fie tulburat de aceste inflexiuni internaționale, multinaționale și cum vreți să le numiți. Vedeți că nu mai poți să duci produse românești să vinzi. Sunt pline hipermarketurile de produse aduse din alte țări ale comunității europene. Vine comunitatea europeană și ne spune, domnule, nu mai produceți decât atâtea sute de tone de carne sau de cartofi, lucruri care trebuie să oprească. Iar noi, la AUR, asta vom face, vom încerca să sprijinim produsul românesc, vom încerca să sprijinim tradițiile românești și extrapolând, ajungând la Deva, vom încerca să redăm
acestui frumos oraș, că Deva este un oraș foarte frumos, să le dăm ceva din farmecul lui din odinioară, prin acele proiecte care deja le-am și pus unele dintre ele în mediul online, acel parc care trebuie să... Turismul este un punct care va, cred că va putea salva Deva sau va putea aduce mai mulți turiști, acel parc de care tot vorbim în cartierul Grigorescu, de acea panoramă a cetății unde să poți să vezi, să-ți faci poze, va atrage mii și sute de mii de turiști. În 2017 a fost anul de glorie pentru ceea ce a însemnat turism în orașul Deva. Iar noi ne-am expus proiectele în fiecare emisiune a dumneavoastră. Ce înseamnă acest proiect vis-a-vis de panorama cetății? Pentru ca și cei care ne urmăresc este, să înțeleagă. Este un proiect demarat împreună cu domnul arhitect Ardeu în 2016, care trebuia să fie legat de incinta 1. Este, dacă vreți, un pod, ca să explic, de sticlă sau o panoramă de sticlă care lumea va putea să iasă în afara cetății, va veni prinsă în consolă, în așa fel încât să poată să-și facă poze de la înălțime, să pozele să fie cu tot view orașului. Este un monument istoric. Ar putea fi realizat un astfel de proiect? Bineînțeles aici, că ar putea fi realizat. Trebuie niște avize. El a fost la un moment dat pe... doar că s-a renunțat, iarăși, nu știu de ce, s-a renunțat la el când s-a făcut noul proiect pentru incinta 1. Dar se poate face la bazele cetății, nu va lua nici din frumusețea cetății și va fi un punct de atracție pentru Deva. Trebuie să învățăm de la ce s-a făcut bine, pentru că nu putem doar să criticăm. S-au făcut și lucruri bune în mandatele trecute. Că ultimii 7 ani sunt un dezastru pentru Deveni și pentru oraș, pentru și eu trăiesc aici și văd ce se întâmplă, nu mai sunt tineri. Trebuie să învățăm de la ce s-a făcut înainte, să creeze acel plus valoare orașului în care să-ți dorești, eu cred în Deva în care îți dorești să locuiești, eu cred în Deva în care putem să spunem că este acasă, eu cred într-o Deva în care Deveni să fie mândri și să fie bucuroși și să spună da, iată, putem trăi într-un oraș care iarăși depășește Hunedoara sau alte orașe din Alba Iulia sau alte orașe din zonă, nu cum suntem acum când Hunedoara ne-a luat fața. Poate fi un exemplu până la urmă, nu? Este un exemplu de bune practici care trebuie să-l urmăm. Domnule Clej, dacă veți ajunge consilier local, care ar fi prioritățile sau primele 3 priorități, să spunem, pe care le veți pune și în practică pentru Deveni? E foarte greu să le... Sunt prea multe, să, le ierarhizez. Sunt multe, sunt neajunsurile, sunt apăsătoare, sunt dureroase, sunt... toate au nevoie de o soluționare cât mai urgentă. Cred că cu pregătere m-aș apleca asupra sprijinului pe care va trebui să-l acordăm antreprenorilor locali. Și mă gândesc la acest aspect, am auzit pe foarte mulți contracandidați la funcție de consilier local abordând această temă. Eu am două perspective asupra căreia vreau să insist. Una, știți că începând din anul 2023 mi-am dorit o colaborare cu Primăria Municipiului Deva printr-un proiect depus pe legea 350, adică Primăria poate să finanțeze astfel de activități, prin care îmi propuneam atunci să oferim cursuri gratuite de antreprenoriat și de competențe antreprenoriale către 300 de tineri. Acest proiect al meu cred că ar fi unul folositor pentru comunitatea deveană, pentru că 2021-2027 exercițiul financiar vine cu foarte multă resursă financiară disponibilă, dar care din păcate, din punctul meu de vedere, este greu accesibilă sau accesibilă în schimbul unor servicii de consultanță pentru tinerii antreprenori. Tocmai de aceea, ca și viitor consilier local, vreau să regândesc modul de alocare a finanțelor nerambursabile prin legea 350. Vreau să mergem foarte mult înspre segmentul economic. Vreau să dăm șansa tinerilor din municipiul Deva să dezvolte afaceri, să-i ajutăm poate chiar cu cofinanțare și ca să nu mai fie nevoit să plătească 1.000, 2.000, 3.000 de euro inclusiv pentru o cerere de finanțare. Vreau să dobândească aceste abilități pe care le vor folosi pe întreg decursul vieții. Vreau ca ei să rămână în Deva, vreau ca să producă în Deva, vreau ca să creeze locuri de muncă, vreau ca să devină, să face competiție pe resursa umană calificată, ceea ce va duce și la creșterea salariilor. Vreau ca oamenii să rămână în Deva, vreau să dezvoltăm economia circulară și cred eu că astfel vom putea să creștem calitatea vieții. Și a doua abordare ar fi ca
văd în primăria municipiului Deva, mă refer la achizițiile publice directe, adică acele atribuiri de lucrări, servicii și cumpărări de bunuri care se fac în procedură necompetitivă, adică biroul de achiziții efectiv cumpără de la cine vrea el. Legea permite până la anumite sume să faci astfel de achiziții. Vreau ca aceste achiziții și voi cere în mod expres să fie făcute de la operatori economici din municipiul Deva, dacă avem pe raza OAT municipiul Deva astfel de comercianți, prestatori sau cei care fac lucrări. Este inadmisibil, am făcut o cercetare pe care o voi publica zilele următoare, ca primăria municipiului Deva să achiziționeze direct, repet, fără procedură competitivă, deci fără licitație, efectiv la bunul său plac, servicii de proiectare arhitectură de la o firmă din Iași, servicii a căror valoare cumulată în decursul a 2 ani de zile depășesc 2,5 milioane de lei, adică peste 500.000 de euro de la o firmă din Iași. Eu am cercetat și am verificat. În municipiul Deva avem 168 de firme de profil care au cod ca în principal servicii de arhitectură și de proiectare. Acei oameni, când merg la urne, trebuie să se gândească, să spună întrebare. De ce primarul municipiului Deva, prin compartimentul de achiziții publice, a angajat servicii și a semnat contracte cu o firmă din Iași, când noi, 168 de agenți economici, care dacă avem un angajat, ar fi 168 de locuri de muncă, puteam să facem acele servicii de proiectare pentru municipiul Deva. Dacă voi ajunge consilier local, voi cere în mod expres un sprijin pentru antreprenorii locali, inclusiv sub această formă. Dacă avem comerciant în Deva care vinde pâine, cumpărăm pâinea din Deva. Dacă nu găsim pâine în Deva, mă uit și la Simeria, și la Hunedoara, și în afara județului. Trebuie ca banii să rămână în județul Hunedoara, trebuie ca impozitele care sunt plătite în municipiul Deva să beneficieze de venit de ele și nu să externalizăm serviciile la Iași doar pentru că o anumită firmă vine și promite alte facilități sau alte, ghișefturi unuia sau altuia din primărie. Și cred că și în această formă vom reuși să reducem și din corupția care pare să că pune semne reale de întrebare din primăria municipiului Deva. În timp ce vorbea colegul meu, mă gândeam și eu la întrebarea asta și chiar încercam să mi le prioritizez. Vă gândiți la răspunsuri. Să prioritizez răspunsurile, că a spus trei. Eu cred că primul lucru care îl voi face ca și consilier local și care îl voi propune, voi cere, de fapt, viitorului primar Gabriel Ionașcu, va fi să scoată dosarele proiectelor abandonate, făcute de noi în 2016-2017 și abandonate de actuala conducere. Și mă refer aici. Drumul național, varianta, calea Zarandului, obligatoriu va trebui să fie prioritate pentru oricine vine la primăria municipiului Deva. Este calea de trecere prin oraș. Îți dă o imagine asupra orașului. Este plină de gropi, este dezastroasă. Cred că toți știm ce trafic este și cum se circulă pe DN-ul Devei. 2. Micro 15 face parte din Deva, Micro 15 trebuie să fie o prioritate și să nu mai fie abandonat de către conducerea viitoare a primăriei municipiului Deva. Voi milita pentru acel bazin strand de la Bejan, în așa fel încât locuitorii din Micro 15 și Dacia să nu mai fie nevoiți să vină până pe calea Zarandului la strandul actual, să fie un strand în Micro 15. Voi cere divizarea SPIGM-ului și crearea lor în fiecare cartier al Devei, în așa fel încât să poată să colaboreze cu asociațiile de proprietari. Asociațiile de proprietari trebuie să fie parte din conducerea primăriei municipiului Deva, trebuie să fie un factor consultativ decisiv în luarea deciziilor. Consultarea cu asociațiile de locatari, cu președinții asociațiilor de locatari, care majoritatea dintre ei sunt niște oameni extraordinari, dar nefolosiți cu ghilimele de rigoare la întreaga capacitate, nimeni nu se consultă cu ei. Voi cere ca lunar să facem aceste ședințe pe zone cu președinții asociațiilor de locatari și dânsii să ne spună ce doresc în cartierul lor, pe lângă faptul sau pe lângă lucrurile care trebuie să le facă primăria. Curățenie, Deva este un oraș murdar, din păcate, curățenia este deficitară. ZPIGM, hai să spunem, nu-și face treaba, asta este adevărul. Va trebui să existe și aici o diviziune a lor și o împărțire a acestor lucruri. De venit să știți că nu-și doresc multe lucruri mari și mărețe.
își doresc normalitate și noi asta încercăm la AUR, să aducem prin vocea celor care vom fi în Consiliul Local, prin primarul viitor, să aducem această normalitate și mai mult decât atât înțelegere, pentru că este nevoie de înțelegere. Noi suntem creștini, suntem familiști, suntem persoane cu frică de Dumnezeu, care știm că înțelegerea este foarte importantă și smerenia. Așa vom fi și în Consiliul Local. Domnule Mareș, suntem la final de emisiune. O să vă rog să transmiteți un mesaj devenilor. Eu îi vândem pe toți să mergeți pe 9 iunie la vot și să ne dați o șansă. Să ne dați o șansă nouă, consilierilor AUR. Aveți 5 buletine de vot. Votați candidații AUR pe toate cele 5 buletine de vot. Cum nu v-am dezamăgit nici în mandatul 2016-2020, eu, Răzvan Mareș, vă promit că nu vă voi dezamăgi nici în mandatul următor. Voi fi o voce a dumneavoastră în Consiliul Local și, cum o să vedeți și din materialele care vor ajunge zilele acestea la dumneavoastră, vă promit un singur lucru. Că voi fi prezent în cartier, așa cum am fost și în mandatele trecute, în fiecare săptămână și voi încerca să duc problemele dumneavoastră în Consiliul Local. De data asta vom fi mulți mai mulți consilieri și vom fi o voce puternică alături de colegii mei în Consiliul Local și vom sprijini toate proiectele bune venite de la, indiferent de la care partid politic. Vă aștept pe 9 iunie să ne dați cele 5 voturi pe toate cele 5 buletine de vot. Domnule Cleș, vă rog. Vreau să vă transmit, dragi deveni, că data de 9 iunie 2024 poate reprezenta momentul în care relansăm municipiul Deva. Tocmai de aceea, pentru că eu cred în Deva în care se poate, vă invit, haideți să facem Deva bine și pentru că veți primi 5 buletine și vom avea 5 ștampile, dacă vreți să ne fie bine, toate le punem pe AUR. Așadar, în 9 iunie, votați AUR! Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mult succes vă doresc în continuare. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!